Așa experimentează cât e de tare săgeat. Mai dă o gaură, mai plânge cineva. Deci cum puteau să trăiască oamenii ăia în colțuri, ani de zile? Fără centrală termică, fără curent electric, fără... Ai, eu am văzut... Deci făceau foc pe vârstă mică cu corpuri și vreau deasupra... Cu balică. Exact. Și se lăsau deasupra un loc, știi cum se ascunde. Uite ce am văzut, ai niște beți și soare. Da. Săgeți, săgeți. Uite, am văzut niște săgeți. Nu e rău. Poți să te visezi cuceritor mongol. Cum e cu iurta? Iurta e autentică. E autentică? E adusă din... E luată de la o doamnă care a confecționat-o în mongolă. Doamna, o mongolă. O mongolă, care trăiește în Ungaria. Și care are și la... Lângă Reghin? A avut un din ăsta? Un camping de... Dar ne bucurăm că avem arcurile din ediția trecută pe care le-am luat. Teoretic, evenimentul trebuia să fie la Muzeul de Istorie, dar cum este închis, ne-am reorientat. Ai mai bine aici. Nu poți să pui iurta la Muzeul de Istorie. Da. E, acolo, pe spanada aia, cred că puteam să o amenajăm. Dar e ok. Și ce nou sunt grupurile astea de... Deci asta înseamnă că e dedicată mongolilor? Evenimentul tătarilor. Nu, că avem și cortul moldovenesc. A, există. A, cortul de alături. Da, asta într-adevăr. Deci dușmanii față în față cu locuința lor. Da, teoretic nu este ghinion să treci printre stâlpii ăștia. Deci cumva trebuie să-i ocolești. De asta s-am și pus măsuța asta aici. Aduce ghinion dacă treci printre stâlpii. Stâlpii casei. Exact. Am înțeles. Dar am fost cu ea montată la Inisala. Au dormit de noapte. Urlau da? Șacalii. Interesant. Da, era plin de atmosferă. Exact, era chiar de acolo. Bătea vântul, urlau șacalii. Cetatea era aproape, cetatea Coardei de Aur. Deci eram de acolo. Da. Cum este simți în haine, este îmbraci în haine? Simți așa un pic și din duhul istoriei? Partea mamei ceva sânge de tătar, nu se vede mai la mine, la sora mea mai mult și la fratele meu. Dar când am tras prima dată un arc la Sorin, ceva din ADN-ul meu a zis da. S-a aprins ca artificiile de anul nou. Nu a fost așa, un sentiment foarte... O revelație. Da. Iar costumul nu-mi plăcea neapărat. Până când a adus Manu o căciulă în casă. Apropo de căciulile astea, vara bănuiesc că tot căciul din astea purtau. Cum se descurcau ei cu blana asta pe timpul verii? Căciula asta în septembrie era cald în grea, la un concurs în Bulgaria și n-am simțit nimic. Deci izolează. Sunt materiale naturale și nu am avut. De fapt, dacă mergeau cu cai, era tot timpul curent la urechi. Și mai bătea vântul, dar asta mi-a prins bine la Inisala, deci bătea un vânt acolo cu căciul asta, n-aveam nicio treabă. Că înălțimea e fără copaci, fără nimic. Exact. Stepă ca în zile de aur. Da.